Argumentul invocat public de Liviu Dragnea pentru justificarea acestei reduceri semnificative de buget este unul complet fals. Președintele PSD induce cu bună știință opinia publică în eroare, susținând că administrația prezidențială a cheltuit doar o parte din acești bani alocați. În fapt, așa cum am menționat și în adresele trimise Guvernului, dar și Ministerului Finanțelor Publice, Administrația prezidențială are contracte în derulare și sume angajate până la data de 3 august pentru plata acestora în quantum de 80% din bugetul aprobat, adică 45,85 de milioane de lei. Creditele bugetare disponibile neangajate sunt în sumă de 11,715 milioane de lei. Mai mult decât atât, repartizarea pe trimestre a influențelor bugetare prevăzute în bugetul administrației prezidențiale pe anul 2018, comunicată de altfel la începutul acestui an către Ministerul Finanțelor Publice, indică cât se poate declar faptul că în trimestrul 3 sunt planificate pentru a fi cheltuite cele mai multe dintre aceste credite bugetare, având în vedere calendarul încărcat în această parte a anului. Astfel, administrația prezidențială va avea dificultăți majore în a-și onora obligațiile contractuale aflate în derulare și a susține activitățile instituției în semestrul 2 al anului 2018, achizițiile necesare pentru activitățile oficiale fiind imposibil de realizat la nivelul care a fost planificat. Totodată există riscul ca administrația prezidențială să fie acționată în judecată de furnizorii și prestatorii care nu vor putea fi plătiți conform contractelor care sunt în desfășurare. Guvernul vine acum cu un artificiu și sugerează că administrația prezidențială poate angaja cheltuieli pe credit. Doar că menținerea creditelor de angajament în bugetul administrației prezidențiale în cuantum mai mare este irelevantă atâta timp cât creditele bugetare sunt reduse. Instituția în lipsa bugetului necesar se află în imposibilitatea de a plăti eventuale prestații viitoare angajate. În ciuda intențiilor declarative ale prim-ministrului pentru o relație instituțională normală, asistăm de fapt la acțiuni care contrazic aceste declarații. Principiul colaborării loiale dezvoltat în jurisprudența Curții Constituționale trebuie să se manifeste în permanență. Nu doar între puterile statului, dar și între președintele României și guvern, cele două componente ale puterii executive bicefale în regimul semiprezidențial consacrat de Constituția României. Blocarea activității președintelui României de către guvern, prin măsuri precum rectificarea bugetară negativă, este de natură să afecteze buna funcționare a statului. De altfel, există și obligația legală prevăzută în articolul 6 din legea numărul 47 pe 1994 privind serviciile din subordinea președintelui României, care prevede că, citez acum, administrația prezidențială stabilește relații de colaborare cu autoritățile publice și primește sprijinul acestora în vederea înfăptuirii prerogativelor și exercitării competențelor ce revin președintelui României. Situația generată de către guvern prin această propunere de rectificare negativă este una extrem de gravă și creează premizele ca președintele României să nu își poată desfășura activitatea și exercita atribuțiile de reprezentare a statului, fiind încălcate prevederile articolului 6 din legea 47 pe 1994, dar și principiul colaborării loiale între puterile statului.